pierde imaginea, băiete, tu zicea mama. Zicea, nu zicea, care în spate știa unite că așa se certau ăștia cum că ce și să le zică cum. 0-1, adică 0 altul. Mă chinui să-mi aduc aminte lucruri care nu se prea cade să fie amintite. Nu că nu ar fi haioase sau că nu ar avea cât de cât greutate în învălmă și ala de acțiuni ce ne-mpresoară. E tracul, satana, gaia și năbădaia. S-o fuți, da, s-o fuți tu. Asta se prăbușește pe jos, începe să râde. Fire mici de nuci se scurg prin nas și cumva într-o cercăraie de forță centrifugale se împrăște lichidul praf peste cizmele de hai că e fain și e ieftin. Și dacă ar fi scump, tot aceeași vrăjeală în ziua de azi. Isteria că sunt deasupra e așa. O oglindă spartă pe scurt, 80% sunt ca niște copii de București la vederea stupului. Și borcanele pe unde zboară, mama? Poftim! Începe o poveste, nu cu mare farmec, dar destul de crudă și aromată, încât să ți se scole muca odată. Și pisica aia din coală, miau. M-am născut viu, dar tare firav. 2750 la naștere, 2450 la 2 săptămâni, de când a făcut acoperișul vrum. Și l-a trântit pe unchiul Bef între porici, bețivul fiind lăsat de noroc la un metru de zidul spitalului. Venea pe scurtătură să aducă trandafir sorăsii, care tocmai născuse. Grașul la cui o fi fost era lipit intim de clădirea cumva austriaca maternității. Dar era o vrăjeală, era făcut mai târziu. De fapt, barele alea de fier îmi aduceau aminte de o după amiază de 82 în care plângeam după scaune ferit să nu mă vadă mama și tata și restul. Că plâng pentru chinul lui Ciprian Porumbescu. Era filmul în fața ochilor și lămpele se țineau gospodărește pe baricadă. Vara, televizor așa de simpatic cu textura aia de lemn. Pentru ochii mei de atunci lemnul era o priveliște așa de lapte, ca și mama și bombonel, câinele din curte și bubul optic, câinele ireal, ce dormea cu mine tot timpul și avea zâmbetul ăla așa de frumos oricând, oriunde. E fascinant în mintea unui prunc poate proiecta energia așa de vânjos înspre lucrurile inanimate, încât ele vorbesc și șoaptele și vorbele lor chiar au un efect peste ani. Copilul în inteligența lui nativă, neafectat de urina îndelunga educației la comun și în general a traiului nas în ceafă. Inteligența lui nativă povestește cu el în mod inconștient, dar peste ani, și este condiția ținerii mintea lucrurilor dragi ție. Amintiri fără sens, dar atât de dulci în esența lor. Ăsta e marele boom al călătoriei în timp. Tu vorbești cu tine peste ani prin intermediul formelor ce ți s-au lipit pe ochi fără să știi de ce. Ascultă și cască ochii. Ești tu care prin gaura aia de cheie îți zici marea chestie prin 3 ani. E fantastic. Nu pierde imaginea, zicea mama. Așa copil slab, săraca tante Liții, vecina, și-a stăpânit uimirea la vederea sacului de 10 litri care sunt umpluți numai cu 7. Așa arătam, și două coaie mari și un cap cât o baniță, și coițele ieșeau umflatele printre două piciorușe scoase din fantasmele lui Stalin. Luni mai târziu capul a început să crească, sugând din coaie, pe urmă s-au echilibrat. La maturitate se bat în continuare, dar totuși astea două mici se cam cacă pe ele când vine cenușia și îndelung dătătoarea căpățânii. Și urlă capul pustie, mergeți acasă,
gunoaie lor și nu mai stați ca ciorile dracului, stârpiva rugia și nedreptatea de care ți-a umplut lumea, vedeava-și gogoși de investitorii paștelor măsii care v-au făcut de porci sisific și sifilitic nesătui, că nu v-ar mai ajunge câșligul. Când era mai mică, aceeași căpățână trecea corpul înspre ligheanul aflat la picioare. Eu stând pe scaun cu picioarele și curul abia spălat de mamă, tocmai fugea dinspre locul cu prosoape înspre locul unde era fiul ei de 2 anișori, când vede că balanța se înclină înspre cap și ăsta mic e tras cu o forță fantastică înspre ligheanul aflat, pe jos, bum și gata. S-a știut că de fapt el alesese stiloul, creionul și ce dracu mai luase de la ursitoarea care, drept să zic, nici nu știu cine a fost. Scurt pe doi, capul m-a tras înspre pământ de mic și am zis că acolo să rămână. După care a vrut să fumeze, iau pe arătură că e proaspăt și frumos. Ba nu, distruge solul.